Această secțiune, urmând ca apoi să urmeze concluziile finale ale lui Alice cu privire și Cristina, doamna decan. Colombii pentru continuare. Între timp am primit. Încă o dată mi-a spus cât de bucuroasă a fost că ați venit aseară și cât de fericită a fost că ați avut așa un dialog frumos cu voi. Și eu i-am spus că v-am dat cărțile și că i-ați mulțumit și că Între timp am primit i-am spus, da, salutări din partea doamnei ambasador pentru colocviu. Cred că putem să preluăm discuțiile, întrebările pentru această secțiune pe care aș numi-o oarecum omnibus, pentru că ea este foarte, a fost foarte variată, foarte incitantă, foarte interesantă. Dacă există întrebări, comentarii cu privire la lucrările pe care, la prezentările pe care le-am ascultat, vă invit. Și dacă vă mai gândiți, până vă mai gândiți, aș avea eu un comentariu legat de prezentarea Ioanei Alexandrescu. Nu știu dacă Ioana ne mai aude. Da, te aud. Da, la un moment dat în prezentarea ta, făcând referire la Ruxandra Cesereanu și la mitul personal, ai făcut o trimitere la viața personală a doamnei Cesereanu și căsătoria dumneaei cu, cu Corin Braga. Nu știu în ce măsură, mă simt obligată într-un fel să spun lucrul ăsta, nu știu în ce măsură este totuși relevant acest aspect pentru viața, pentru analiza literară a unui text. Da, pornind de la acel banal eu liric despre care tot vorbim de când eram elevi, cred cu putere într-o distinție destul de clară, da, între eul scriitorului, poetului și eul personal. Și de aceea am rămas, recunosc, destul de surprinsă cu privire la remarca ta. Deci te-aș ruga dacă poți să clarifici cumva și să te poziționezi față de ce am spus eu. Eu cred că este vorba despre opinii în general și sau posturi de teoria literaturii sau personale. Ceea ce nu prea pot să cred este că nu se mai aude. Nu se mai aude. Aș spune totuși că de o coincidență. Soțul ei se numește. Nu te înțelegem pentru că se întrerupe. Aș menționa că nu este vorba despre opinii, ci de teorie literară. Relației lor nici nu am discutat. Din păcate, conexiunea. Da, mă înțeles. Am făcut o extrem de scurtă trimitere extraliterară, menționând detaliul, anecdota, că numele soțului ei este același cu cel al personajului. Nu am spus acela. Da, cu siguranță. Poate fi interpretată ca fiind o simplă coincidență. Am avut oarecum această discuție cu cineva la o conferință recent care s-a întâmplat în Iași, care vorbea despre Varujan Vodganian, autorul, naratorul. Țin foarte tare la, eu personal, mă iertați dacă poate sunt un pic accentuez un pic mai tare acest lucru, tocmai pentru că atunci când vorbim despre texte literare, dacă ne aducem aminte ce i s-a întâmplat lui Salman Rushdie pentru faptul că autorul a fost suprapus cu naratorul, cred că e important pentru noi să păstrăm această distinție.
eu atât am avut de spus. Acum vă invit să adresați alte întrebări sau comentarii. Avem și eu o întrebare pentru Doina. Mă bucur tare mult că ne vedem după ani și ani, chiar și așa la distanță. Mă gândeam dacă în această ecuație dintre Nietzsche și Rebrand pe care ai propus-o astăzi, l-am introduce și pe Eliade, ar putea fi văzut cumva un liant, o legătură între mitul eternei reîntoarceri și dezmărginirea. Pentru că până la urmă repetarea este probabil un fel de depășire a limitei. Și cum am putea așa, să... Așa este, sigur că da, sigur. Absolut corect. Deci am putea să introducem Eliade și chiar ar fi o temă extraordinară la care voi și medita, pentru că este la urma urmei un mit al eternei reîntoarceri, că în realitatea în care personajele evoluează este una, în arier planul narațiune se întâmplă acel ca și cum, ca și ce, ca și când, care de fapt realizează și ajută personajul să treacă înspre eterna lui întoarcere. Exact, sigur că da. Da, da. Mulțumesc, Cristina, dragă. Mă bucur să ne vedem. Mulțumesc. Poate mai sunt observații, întrebări? Orele sunt înaintate, cred da. Că Alice... O să o invit pe Cristina, pe doamna decan. Eu am să mă retrag de aici.